Bun găsit, stimați telespectatori! Suntem la emisiunea Educația, o ediție specială în această seară destinată învățământului superior, Universității din Petroșani și proiectelor sale europene. Suntem în legătură cu domnul Codruț Petrilean, prorectorul Universității din Petroșani, pe probleme chiar de proiecte europene și alte sarcini. O să ne spună dânsul mai multe. Bună seara, bine ați venit în emisiunea noastră! Bună seara, bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră. Ne bucurăm că sunteți cu noi și primul lucru chiar așa este. Dumneavoastră, ca prorector, aveți mai multe sarcini, inclusiv proiectele europene, mai aveți și mediul economic și... promovarea universității și admiterea. O să vorbim de toate aceste lucruri această seară, pentru că ne dorim acest lucru. Și primul lucru pe care telespectatorii noștri l-au mai văzut la Universitatea din Petroșani, foarte multe proiecte cu finanțare europeană, sunteți universitatea care aveți o dezvoltare foarte dinamică din acest punct de vedere. Haideți să încercăm să trecem în revistă câteva din aceste proiecte, mai ales că le-au schimbat fața sau sunt în derulare la acest moment, au schimbat fața Universității Petroșani. Sigur că da. Unul din obiectivele majore ale instituției noastre este acela de a ne focusa pe a aduce bani, venituri, altele decât cele din alocația bugetară. Și atunci am găsit de cuvință să mergem în zona fondurilor europene, în zona fondurilor structurale, a fondului de dezvoltare instituțional. Iată, deci a proiectelor europene, pentru că acestea vor contribui pe viitor la o îmbunătățire a activității didactice și, sigur, de cercetare a colectivului universității noastre, o mai bună pregătire a studenților, o majorare a ponderii aspectelor aplicative în transmiterea cunoștințelor și, sigur, în urmă urmărim și adaptarea cunoștințelor transmise la trendul domeniului și la cerințele pieții muncii, nu? Focusarea activității de cercetare, ca să zicem așa, pe caracterul aplicativ al acesteia, nu se poate face fără a avea o infrastructură de laborator corespunzătoare, fără a avea o pregătire în domeniul cadrelor didactice și dorim de asemenea această pregătire să o externalizăm către studenți, către mediul de afaceri, pentru că, de asemenea, Universitatea din Petroșani, în prezent, derulează multe contracte de cercetare științifică sau diferite comenzi cu mediul de afaceri din județul Hunedoara și din întreaga țară. Bun. În condițiile acestea, proiectele europene v-au ajutat să faceți dotări, să refaceți clădirile, practic, să le faceți prietenoase cu mediul și în același timp să conserve energia. Și în același timp v-ați adaptat și la cerințele viitorului, în sensul că criza energetică a schimbat unele lucruri și dumneavoastră deja sunteți cumva în avangarda domeniului respectiv, cu specializări care să pregătească specialiști pentru viitor în domeniu. Da, în privința fondurilor structurale avem un proiect derulat pe programul operațional regional 2014-2021, un proiect de peste 3 milioane de euro care urmărește două direcții, reabilitarea corpului C de clădire și îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin aparatură de laborator, standuri, calculatoare, laptopuri. Aici, sigur, ne-am focusat foarte mult pe partea asta de infrastructură, pentru că este necesară și la acreditarea diferitelor specializări. Pe lângă faptul că, sigur, dorim și o focusare a activității de cercetare pe acest caracter aplicativ. Pe de altă parte, încercăm să aducem bani și de la Comisia Europeană. Din 2020, Universitatea din Petroșani este membru a consorțiului, este membru fondatoare a consorțiului Eureka Pro, un consorțiu format din
7 universități inițial, este vorba de universitățile Leuven, care este practic și liderul acestui consorțiu. Apoi urmează universitățile din Mittweida și Freiberg, Germania, Universitatea din Leon, Spania, Universitatea Tehnologică din Silesia, Universitatea Tehnică din Creta, Grecia, urmând ca din anul viitor să se mai alăture încă două universități, Universitatea din Lorraine, Franța, și Universitatea din Hasselt, Belgia. Da, e un parteneriat extrem de valoros din care face parte Universitatea Petroșani și în același timp vă deschide, întorcându-ne la proiecte, toate aceste proiecte pe care le-a spus 3 milioane de euro aproximativ doar aici, dar mai sunt și alte proiecte pe care cu fonduri europene care le-ați implementat sau implementat în perioada următoare. Sigur, Eureka Pro este un consorțiu universitar finanțat în proporție de 80% de către Comisia Europeană și 20% de către Ministerul de Resort din fiecare țară. Este un proiect de anvergură prin care dorim realizarea unor specializări comune în zona de licență, master și doctorat, așa numitele joint degree-uri. Este un proces de durată. Acest lucru a fost până la urmă observat și de Comisia Europeană și noi la sfârșitul anului trecut, începutul anului 2023, am demarat practic scrierea unui nou proiect care să vină în continuarea Eureka Pro 1, este vorba de Eureka Pro 2, care se va derula pe o perioadă de 4 ani. Urmează să primim rezultatele evaluării în luna iulie, dar suntem optimiști în privința asigurării continuității. Sunt câteva bariere legislative în fiecare țară, special țările estice, pentru a putea realiza aceste joint degree-uri, în special în zona bachelor degree. Și atunci, pentru a depăși aceste momente, pentru a putea, știu eu, utiliza infrastructura universităților partenere, s-a gândit de către Comisia Europeană la realizarea acestor activități într-o linie mult mai degajată, cu un orizont de timp mai mare, pentru că practic trebuie să ajungem prin aceste consorții universitare la modelul universităților americane. Ideea aceasta de consorții universitare a fost inițiată de președintele Franței, Macron, care a considerat că este bine să unească instituțiile de învățământ din Europa pe domenii de competență apropiate, creând așa numitele hub-uri de cercetare. Deci avem, practic, Eureka Pro este o universitate europeană. Deci este o universitate, asta este să fie una singură. Da, unde, da, sigur, și după ce vom face pasul acesta de final pentru Eureka Pro 2, într-adevăr, va fi o universitate europeană cu o structură corespunzătoare unei universități. Va avea senat și așa mai departe. Și vor fi reprezentate toate universitățile componente în senat, bănuiesc. Sigur, 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 sigur. Am înțeles. Și nu numai atât, dar cadre didactice de la noi, de la universitate, studenți, vor pleca să studieze la aceste universități partenere și din universitățile partenere vor veni la noi cadre didactice, masteranți, doctoranți, cum de altfel și până acum în Eureka Pro au venit.
Bun, important, deci câștigă universitatea și ca instituție, dar în același timp, atât cadrele didactice cât și studenții au parte de o formare complexă la nivel european. Deci e important acest lucru. Sigur, este un pas important în politica conducerii Universității din Petroșani în direcția internaționalizării acestei instituții. Și sigur că acest lucru putem face devenind mai vizibili în România și, de ce nu, și în Europa prin acest consorțiu. Este o realizare meritorie, suntem în primele 10 universități din țară, componente ale unor consorții universitare și vrem să valorificăm aceste oportunități deosebite, mai ales în zona cercetării, pentru că gândiți-vă că avem această oportunitate deosebită de a folosi infrastructura unei alte universități, universitate care este, să știți, bine ancorată în procesul de cercetare. De asemenea, ar mai fi și alte avantaje care privesc Comisia Europeană și o să vedem pe parcurs ce oportunități noi vom avea prin acest consorțiu. Pentru că se deschid orizonturi noi în zona Lighthouse Mission, în zona cercetării pe diferitele paliere ale fiecărei universități, zona de internaționalizare a fiecărei universități este de asemenea mult mai bine pusă în evidență. Da, sunt... Vom valorifica aceste oportunități cât mai bine și, sigur, cadrele noastre didactice vor căuta să îmbunătățească competențele, etica muncii și așa mai departe. Apropo de proiecte europene, suntem în plină perioadă de PNRR. Ce face Universitatea Petroșani din acest punct de vedere? Caută asemenea finanțări? Da, sigur, avem un proiect de 16.900.000 de lei prin PNRR în privința digitalizării universităților, lucru care este, de asemenea, zic eu, meritoriu. Un proiect care a început în anul 2022 și se va finaliza din punct de vedere al licitațiilor probabil undeva în anul 2025. Prin acest proiect multe amfiteatre, săli de curs vor dota pentru a putea face față cerințelor noi în privința acestui învățământ hibrid. Am înțeles. Vor avea, deci vom avea dotările la ultimul, deci la standarde înalte, la tot ce înseamnă laboratoare, tot ce înseamnă amfiteatre, tot ce înseamnă spațiu didactic, nu? Sigur, spațiu didactic și de cercetare. Și mai mult decât atât, eu sunt convins că și în zona recreațională vom face pași importanți. Suntem acum pe ultima sută de metri în realizarea unui proiect important, o bază sportivă nouă la Universitatea din Petroșani. Da, dar suntem acum puțin în expectativă pentru că trebuie să aprobăm indicatorii tehnico-economici și sunt câteva aspecte care trebuie să le ponderăm bine, pentru că aici este și o mică parte de cofinanțare. Este un proiect amplu de 13 milioane de euro și vizează pe ansamblu îmbunătățirea bazei sportive Știința Petroșani. Da, trebuie să spunem telespectatorilor că Universitatea Petroșani beneficiază de un campus foarte important, foarte bine dotat, baza sportivă, în momentul când se face și baza sportivă, chiar sunteți la nivel material, la nivelul universităților europene. Da, ne dorim acest lucru, lucrăm în această direcție cu toate motoarele, ca să zic așa, pornite și vom realiza și acest obiectiv pe care l-am demarat undeva în anul 2019, la începutul anului 2019. Deci asta este un proces de durată,
Dar suntem, să știți, consecvenți din acest punct de vedere și ne vom îndeplini obiectivele, pentru că sigur că atunci când universitățile partenere vor veni la noi, vrem să fim la nivelul lor, cel puțin. Bun, sunteți, chiar dacă sunteți atât de dinamici, au putut vedea telespectatorii aceste proiecte pe care le accesați pentru a fi la nivelul noului, să nu uităm că avem o universitate care are o istorie de 75 de ani, anul acesta am plinit 75 de ani, și nu întâmplător aveți un complex de manifestări. O să vorbim doar de cele din luna mai, unde aveți, sunteți în centru mai multor evenimente. Da, pentru luna mai, în cadrul Consorțiului European Eureka Pro, vom desfășura, așa zisa, săptămână de lucru Eureka Pro, o săptămână de lucru care se desfășoară prin rotație la fiecare universitate parteneră. De data aceasta, în luna mai 2023, între 8 și 12 mai, la Universitatea din Petroșani va avea loc săptămâna Eureka Pro, o săptămână în care conducerile, membrii distinși și membrii din universitățile partenere vor veni la noi la universitate. Vom avea o săptămână plină, o săptămână de lucru în care vom sintetiza ceea ce s-a făcut până acum, vom vedea ce e bun, ce trebuie să îmbunătățim și vom arunca un ochi și pe viitor, pentru că viitorul înseamnă odată finalizarea proiectului Eureka Pro în septembrie 2023 și totodată, sperăm noi, suntem optimiști, începerea proiectului Eureka Pro 2. La Universitatea din Petroșani vor veni, deci, toți cei 8 parteneri, și francezii și belgienii vor veni, pentru că ei deja s-au ancorat, s-au integrat bine în activitățile consorțiului și vor fi cu drepturi de pline, începând din, sperăm noi, septembrie, octombrie 2023. Pentru Eureka Pro 2, un proiect care, spuneam, durează 4 ani. Datele exacte ale manifestării, acea întâlnirii de la Petroșani sunt? Da, 8-12 mai. 8-12 mai. 8-12 mai. Da, tot în perioada aceasta sunt, aveți și acele tradiționale reuniuni ale studenților pe fiecare facultate în parte, dacă mi-aduc aminte bine. Da, 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 vor fi aceste reuniuni în care vor veni studenți din toată țara la Petroșani și vor dezbate din punctul lor de vedere aspectele, știu eu, inginerești, sociale, economice la Universitatea din Petroșani în cadrul manifestărilor din luna mai, manifestărilor studențești din luna mai. Îi încurajăm, le adresăm această invitație de a veni la noi la Petroșani, avem un campus frumos, unitar și îi așteptăm cu drag să vină și să ne cunoaștem reciproc. Am înțeles. Mergând mai departe și trecând de la acest eveniment, vorbeam despre, să zicem, planurile de viitor și aici înseamnă din nou atât proiecte cât și foarte multe alte inițiative pe care le aveți în, spuneați, o extindere a Eureka Pro plus alte lucruri. Ce ne puteți spune despre viitor? Cum va arăta viitorul la Petroșani? Din punct de vedere a proiectelor pe fonduri structurale, deci vorbim de 85% contribuția Uniunii Europene, 13% contribuția Guvernului și 2% contribuția beneficiarului, avem pentru nou exercițiu financiar 2021-2027, în funcție de coeficientul pe care l-a primit Universitatea din Petroșani, avem în vedere să depunem două proiecte, unul de circa 1,75 milioane de euro și al doilea de 0,25 milioane de euro, care să vizeze de data aceasta doar partea de infrastructură didactică și de cercetare,
Și în măsura în care vom putea, dorim să mai depunem tot în acest exercițiu financiar pe clădiri publice pentru îmbunătățirea confortului termic. Aici am ales o clădire mai micuță pentru că contribuția noastră de 2% în momentul de față atâta ne permite. Am înțeles. Haideți să trecem la un alt domeniu al dumneavoastră, din sarcinile de serviciu, să spunem așa. Haideți să vorbim de oferta școlară pe care o aveți, de oferta academică pe care o aveți pentru anul universitar următor. Deci la ce vin studenții, mai ales că ați avut recent cred că și o săptămână a porților deschise pentru liceenii din Valea Jiului. Da, sigur, noi organizăm anual această săptămână a porților deschise, prin care studenții, zic eu, viitorii noștri studenți, elevii din liceele din Valea Jiului și din județele limitrofe, vin să-și facă o imagine despre Universitatea din Petroșani, despre potențialul acesteia, despre locurile de cazare, despre ceea ce înseamnă, știu eu, într-o perspectivă apropiată viața de student. Anual avem pentru licență peste 600 de locuri, unde se poate intra doar pe baza mediei de la bacalaureat și respectiv deci a notei la probă obligatorie pentru profilul tehnic și a probei la alegere pentru facultatea de știință. Această medie de admitere este ponderată 60% media de la bacalaureat și 40% nota de la probele obligatorie sau la alegere. Taxele sunt relativ mici, 70 de lei taxa de înscriere, 30 de lei cea de înmatriculare. Candidații pot opta pentru mai multe opțiuni. Avem 450 de burse de merit, cu un quantum cuprins între 600 și 1200 de lei, deci 1200 de lei, o sumă care zic eu că este... Practic un salariu, da. 200 de burse sociale de 580 de lei. Avem de asemenea 150 de mobilități prin programul Erasmus, unde studenții se pot insera la diferite universități din Europa pe perioade cuprinse între 2 luni și un an de zile. Ducem o campanie agresivă și pe social media, pe Facebook, pe Instagram, pe Twitter, avem pagină pe YouTube. Deci iată că încercăm să ne adaptăm la noua universitate europeană, ca să spun așa. Da, din acest punct de vedere... Din punct de vedere a angajabilității, pentru că aș vrea să punctez și acest lucru, încă din primul an, peste 65% din absolvenții noștri se angajează, iar și din acești 65%, peste 73% se angajează în domeniul în care au absolvit. Aș vrea să punctez treaba asta pentru că este, zic eu, un pol de interes atât pentru absolvenții noștri, cât și pentru noi, ca și formatori. Da, e important și mai este un lucru pe care a trebuit subliniat. Chiar dacă sunteți în județul Hunedoara și sunteți pe Valea Jiului și teoretic vă adresați județului Hunedoara, de fapt sunteți un pol de atracție și pentru județele vecine. Mă gândesc aici la Gorj, la Vâlcea. Sigur, avem extensii la Deva, la Hunedoara și la Horezu și încercăm să aducem din județul Hunedoara și din județele limitrofe, Gorj, Vâlcea, Alba, Caraș, Mehedinți, Arad, cât mai mulți studenți. Deci, practic, este un obiectiv al conducerii Universității din Petroșani. O universitate regională, ca și pol de atracție. Ce ne puteți spune despre adesabilitatea dumneavoastră din afara României, pentru că aveți de foarte mulți studenți străini, foarte mulți din Basarabia? Da, este o tradiție ca la Universitatea din Petroșani să vină studenți din Moldova Soră, ca să spun așa.
anul ăsta sper să avem măcar 70 de locuri alocate. Anul trecut așa am avut, în trecut au fost și mai multe, dar în urma înțelegerii dintre ministerele educației din cele două țări surori, s-a redus numărul studenților din Republica Moldova pe România și atunci sigur că și expunerea pe Universitatea din Petroșani s-a redus, dar o menținem și noi mergem în Republica Moldova, am fost cu o caravană la liceele din Chișinău, Bălți, Soroca și am vorbit acolo despre oferta educațională a universității noastre. Sigur că urmează să mergem și la târgul care se organizează anual la Chișinău, vom fi și acolo prezenți. Și de asemenea, județul Vâlcea, la inițiativa Consiliului Județean de Vâlcea, vom participa în 12 aprilie la târgul educațional, o inițiativă care este de bun augur, prima inițiativă de acest fel în Râmnicul Vâlcea. Universitatea din Petroșani va fi prezentă cu un stand în care își va prezenta 12? 12 mai. Mai. A spus aprilie și este astăzi, de asta e. 12 mai. În 12 mai, deci veți fi de acolo pentru această ofertă. Da, iată, oferta este și bogată și în același timp se adresează unui tip de nou de cerință pe piață și vă spuneam acel lucru, deci pe lângă specializările de licență dumneavoastră oferiți de masterat și specializări care se bagă și pe partea asta energetică, aveți acreditări pentru aceste lucruri. Da, Universitatea din Petroșani are 22 de specializări de licență la cele 3 facultăți și 22 de specializări de master. Și 4 domenii doctorale. Deci, iată că dacă se înscriu la Universitatea din Petroșani la licență, pot continua ciclul 2 la master și se pot specializa chiar și pe treapta 3 în zona doctorală, fie în mine petrol-gaze, în ingineria sistemelor, în inginerie și management sau în inginerie industrială pentru doctorat. Bun. E o întrebare care nu știu dacă, dar cred că e bine să vă punem dumneavoastră acum. Și anume, mai este nevoie de ingineri în ziua de astăzi? Sigur că da, sigur, sigur. Deci, acum știți cum e? Până acum se punea problema cine pe cine ține, inginerul ține pe economist sau economistul pe inginer. Până la urmă nu cred eu că asta ar fi problema. Este nevoie în România de ingineri, pentru că inginerii sunt cei care, zic eu, că dau valoare adăugată unui produs, este inginer, da? Este parte de ingeniozitate. Și noi la Universitatea din Petroșani creăm astfel de ingineri care ne reprezintă cu mândrie și cu profesionalism în țară, în Europa și în lume. Avem o tradiție din 1948, când a fost mutată, așa zisa, școală de ponți, șosele, mine și arhitectură, la Petroșani, sub denumirea Institutul Cărbunelui. Din 1990 Universitatea s-a reprofilat și a abordat și domenii noi, domeniile științelor economice, a științelor sociale, pe lângă inginerie. Dar în partea de inginerie, zic eu că avem tradiție și sigur și în celelalte încep să apară rezultatele, dar aici, având tradiția atât de îndelungată, avem colaborări, avem oameni cu care ne întâlnim în Asia, în America de Sud, sigur în Europa, în Statele Unite, și de asemenea dorim să aducem din țările foste sovietice, din lume, oameni care să vine să studieze ingineria și nu numai, la Universitatea din Petroșani. Am efectuat câteva demersuri la diferite ambasade și sperăm să fie concretizate
aceste demersuri și să le asigurăm aici un an de pregătire în limba română, după care, în funcție de specializarea la care dânsii s-au înscris, să își continue studiile aici la Universitatea din Petroșani. Bun. Suntem într-o perioadă foarte animată la nivelul public, la nivelul Parlamentului. Avem legile educației la momentul acesta în dezbatere parlamentară. Dumneavoastră, ca specialist în învățământul superior, unde credeți că ar trebui să se insiste pe legea învățământului superior în special? Unde ar trebui insistat ca legea să fie bună, să poată fi folosită? Adică să nu avem ca și până acum, cum am avut legea 1, multe articole nefiind folosite, nefiind aplicate niciodată. Eu cred că aici, în primul rând, ar fi urma de finanțare. Dacă finanțarea ar fi corespunzătoare, cei 6%, noi am putea să creăm un cadru mult, mult mai avantajos cercetării. Pentru că vom crea infrastructură. Cadrele noastre didactice vor fi altfel stimulate, pentru că, vedeți de astăzi, dacă oamenii sunt bine plătiți, ei merg acasă mulțumiți și doresc ca din pasiunea lor să iasă rezultate cât mai promițătoare. Eu cred că aici ar fi nodul gordian al problemei, partea finanțării. Și din câte această condiție va fi îmbunătățită, întreg învățământul din România va avea foarte mult de câștigat, pentru că una este să și aici nu mă refer doar la învățământul acesta universitar. Dacă ai profesori care sunt titulari și sunt mulțumiți cu salariul, nu o să mai facă și altceva. Se vor concentra și vor îmbunătăți calitățile didactice, pedagogice, în zona aceasta de predare și sigur că treaba asta va crea generații mai bine pregătite. Generațiile mai bine pregătite se vor reflecta în producție, nu? Angajatorii vor fi mulțumiți de acești absolvenți. Fie că ei sunt din clasele 5-8, 8-12 sau absolvenți în zona universitară. Da, ați spus un lucru foarte important. Faptul că dacă ar exista cadre didactice și aici poate e valabil și la preuniversitar, să se și universitatea se concentreze doar pe activitatea didactică, adică să aibă un nivel salarial acceptabil, ar putea să dea un randament mai bun și automat progresul ar fi mai mare. Da, aici noi, numai pe activitatea didactică, trebuie să ne concentrăm, pentru că fără proiecte, un cadru didactic universitar nu prea există. Rămâne pe loc și se plafonează. Și atunci, practic, este obligatoriu ca, pe lângă activitatea aceasta didactică, care, sigur, trebuie să aibă un anumit nivel, trebuie să se desfășoare și activitatea de cercetare. În privința cercetării pe care o desfășoară Universitatea Petroșani în ultimii ani, totdeauna a fost recunoscută pentru rezultate și aveți exemple numeroase în lunga sa istorie, dar în momentul de față dumneavoastră vă integrați în partea aceasta de cercetare și de pregătire a studenților pentru noile meserii astea care se fac acum legate de partea energetică, de baterii și de alte lucruri. Sigur că în Universitatea din Petroșani urmărim, printre altele, deci pe lângă aspectul acesta legat de activitatea didactică și de cercetare și dezvoltarea și diversificarea colaborărilor cu cadre didactice, cu cercetători din alte centre universitare din țară, din străinătate, pe domeniile de interes și competență, participarea, sigur, la manifestări științifice, interne, internaționale, cu scopul de a face cunoscute direcțiile de cercetare ale noastre, rezultatele noastre proprii, cât și ceea ce este în domeniul de competență al fiecăruia pe plan național și mondial. Urmărim de asemenea preluarea rezultatelor cercetărilor fundamentale și încercarea obținerii de altele noi cu posibilități de valorificare sau, știu eu, mai mult decât atât, implementarea în practică acestor. Este în momentul de față, apropo de specializările pe care le-ați avut sau le mai aveți,
Cum priviți situația pregătirii pe partea minieră, având în vedere că totuși e nevoie de ingineri minieri? Și nu vă dau un exemplu, vă-l dau palpabil acum. Complexul energetic Oltenia caută specialiști în ultima perioadă și nu are ingineri pentru că unii au ieșit la pensie și din valul tânăr nu prea sunt în momentul de față. Dar sunt și în alte domenii în care se caută ingineri cu această specializare. Da, noi avem două specializări care tangentează mineritul la facultățile de mine și respectiv Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică. Și așteptăm cu drag să vină la noi la universitate. Nu vom fi dezamăgiți. Sigur că acum, într-un fel sau altul, este o realitate. Mineritul energetic este într-un moment de cumpănă. Dar mineritul, cel puțin non-energetic, nu va dispărea. Și eu cred că nici cel energetic, pentru că în România sistemul energetic național nu poate să primească doar energie de la sistemele acestea regenerabile. Trebuie constanță în sistem și trebuie de asemenea și siguranță, lucru pe care termocentralele prin energia pe care o dezvoltă. Acum, sigur că totul este focalizat pe această emisie de CO2. Dar, să fim realiști, conversia energiei se face prin ardere. Arzând, produci CO2. Tot ceea ce avem noi la îndemână, sau marea majoritate a echipamentelor, instalațiilor pe care ne folosim, sunt rezultatul arderii. Numai pe soare este fusiunea nucleară. Da? În rest, procesele, conversia energetică este prin ardere, cu randament pe care sunt. Emisiile de CO2, marea problemă a Uniunii Europene. Da, dar care se pare că nu e și la celelalte țări sau pe alte continente. În Europa, mai la Uniunea Europeană. Da, însă dacă, prin absurd, am reduce aceste emisii de CO2 la zero, lucru care este absolut imposibil, ponderea Europei la emisiile de CO2 este undeva între 8 și 9%. Deci ponderea Europei la emisiile de CO2 planetei. Sunt multe țări puternic industrializate în lume care nu se gândesc la treaba asta. Combustibilii fosili încă sunt utili. Vom vedea acum viitorul ce ne rezervă cu aceste baterii electrice. Gândiți-vă, bun, producem panouri fotovoltaice. Păi ele, ca să le produci, nu arzi? Arzi. Panou solar, nu obții componentele alea, metalice, sticlă, mă rog, tot ce intră acolo, plastic. Păi ăla cum e? Cum îți obținute? Nu îți prin ardere. Arzi, produci ce? CO2, CO, NOx, nu? Dioxid de sulf, dacă e cărbune, și alți compuși. Păi, nu se poate. Să fim serioși. Știm un lucru acum, Uniunea Europeană lucrează cu necesar de produse care se fac pe alte continente, de la materiale de construcții și pe toate alte industrii poluatoare, dar ele sunt folosite în Europa, dar undeva pe planetă tot se produc și acel lucru, că e nevoie de ele. Probabil și aici e același lucru. În lume, cei mai mari poluatori sunt transportatorii maritimi. Cu mult peste ceea ce poluează motoarele termice ale automobilor care circulă prin Europa. Transportatorii maritimi sunt, e prăpăd. Când pleacă din port, pleacă cu ce trebuie. Când ajunge în larg, cel mai ieftin combustibil este folosit pentru. Și cu siguranță și industria aviatică este o poluatoare iar mare. Mie mi-e cam greu să imaginez așa, nu știu, barjă care să folosească un motor electric. Pentru că
E foarte greu acel motor. Cel puțin la cunoștințele noastre de astăzi este bateria aceea este grea. V-ați văzut de asta că pe o mașină știu eu, de dimensiuni medii se ajunge la peste o tonă. Păi acea tonă trebuie transportată. Nu? Și automat consumul este mai mare pentru că trebuie să transport și păi sigur, aceea baterie. Acum, bine, în general, transportul cu automobilul nu este economic, pentru că, să fim serioși, un motor termic are maxim 40% randament, 42-41% acolo, da, în cel mai bun caz. Undeva la 30%, deci hai să ne imaginăm că la pompă alimentăm de 100 de lei, ei, lucrul mecanic pe care îl dezvoltăm prin deplasarea acelui automobil este undeva doar de 40 de lei, 30 de lei. Efectul util, ca să mă exprim așa pentru cei care ne urmăresc. Deci, iată, un randament relativ scăzut. De ce? Pentru că, pe lângă greutatea noastră, automobilul are greutatea lui. Procesele care se desfășoară în motorul termic sunt cu pierdere, nu? Pentru că apa aceea care răcește motorul, da? Temperatura aceea înaltă este o pierdere. Se produc frecări și așa mai departe. Sunt multe pierderi. Bun. Sunteți în conducerea unei universități și ca urmare cu siguranță știți de provocarea aceasta de meseria viitorului. Într-un orizont de timp de 10-15 ani se zice că nu vom mai avea meserile care le avem astăzi, specializările de astăzi și vor fi alte meserii și alte specializări. Ce anticipați dumneavoastră din acest punct de vedere? Ce credeți că va apare nou față de ce știm noi la momentul ăsta? Universitatea din Petroșani va dezvolta un master în această zonă a bateriilor electrice. Deci căutăm să ne adaptăm cunoștințele la trendul domeniului. Ce să facem? Și la cerințele pieții muncii. Ne adaptăm, nu avem ce să facem. Dar alte meserii care credeți dumneavoastră că o să fie căutate peste câțiva ani? Cu siguranță visăm, dar cu ele sunt. Da, da, sigur. Acum, piața muncii este într-o continuă dezvoltare și o să vedem care vor fi trendurile și vom căuta să fim în acea zonă. Apropo de specializările Universității din Petroșani, vă gândiți în perioada următoare, ați vorbit deja de acel domeniu, ca și alte specializări să-și găsească locul în oferta dumneavoastră școlară, academică pentru anii următori? Acum, dacă discutăm de viitor, Universitatea din Petroșani în cadrul consorțiului Eureka Pro, începând din anul 2023, va dezvolta de asemenea o specializare în zona Responsible Consumption and Production on Food and Services, o specializare nouă în limba engleză, unde sperăm să avem studenți. Este, practic, un rezultat concret al proiectului Eureka Pro 1. Și astfel de specializări și în zona de bachelor și master deja au produs efecte începând din anul 2022. Vorbesc de universitățile din Freiberg, din Leuven, din Universitatea Tehnologică din Silezia și Universitatea de Științe Aplicate din Midweida, care deja au pornit astfel de specializări în zona bachelor degree și master degree și cred că și Universitatea din Leon în zona master degree. Dar nu ca și joint-ul. Da? Da, o altă întrebare. Probabil pasul următor. Da, o altă întrebare că suntem pe final de emisiune. Spuneați dumneavoastră de un procent foarte mare din absolvenți care se angajează pe profilul lor. Aveți idee, mai ales că aveți aceste colaborări europene, aveți informații că sunt
să zicem, absolvenții ai dumneavoastră care s-au angajat în străinătate pe specializările făcute de la Universitatea din Petroșani? Da, sigur că da. Deci avem, cum să vă spun, este o tradiție din acest punct de vedere. Avem foarte mulți studenți care lucrează în domeniile în care și-au efectuat studiile, în țările din Europa, din Africa, America de Sud, Asia, Turkmenistan, fostele republici sovietice. Sigur că da. Altfel nu putem fi vizibili. Deci nu doar în România, ci se angajează acolo unde au venit sau unde e nevoie de ei? Sigur. Au nevoie doar de specializarea de la Petroșani? Sigur, sigur. Da, categoric. Este un obiectiv al nostru și al lor, că practic de asta vin aici. Nu vin să piardă timpul nici noi, nici ei. Da, și mai aveți... Și ne avem niște obiective asumate la minister, din acest punct de vedere. Acum să vedem cum va fi cu alocația de bază, însă trebuie să, în zona asta, să fim foarte deciși și să avem rezultate. Pentru că este o competiție între universități și acesta este un indicator important. Bun. Domnule prorector, vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră din această seară la emisiunea Educația. Vă urăm succes în toate proiectele pe care vi le-ați propus și cu siguranță în luna mai vom transmite și noi în direct de la Petroșani evenimentele, această întâlnire Euroca Pro, ca și alte evenimente care se desfășoară la Universitatea din Petroșani. Sigur, vă așteptăm cu drag. Evenimentul din 8-12 mai va fi un eveniment care va fi și pe paginile de Facebook, de Instagram, de Twitter, va fi pe YouTube, un eveniment în care sunt implicate toate cele 9 universități și, sigur, vor fi activități diverse în domeniul cercetării, în domeniul curiculei universitare, în domeniul internaționalizării și se va discuta, sigur, și perspectiva aceasta Eureka Pro 2, modul în care Eureka Pro 2 va schimba configurația universităților mamă. Încă o dată mult succes și mulțumim încă o dată pentru intervenția noastră. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Educația. Am avut în legătură directă cu noi pe prorectorul Universității din Petroșani, domnul Codrus Petrilan. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!